Gogoș la tavă, cu Nutella, gogoșele de casă fragede, moi și pufoase, pline de ciocolată, rețetă cu imagini gogoșele moi și pufoase, pline de ciocolată, gogoș la cuptor, cu Nutella ingrediente necesare. 250 de ml mele lapte cald 25 g drojdie 80 g unt 3 linguri zahăr pos un, un praf de sare 550 g făină Nutella sau gem pentru umplutură mod de preparare. Dizolvăm drojdia și un praf de zahăr în lactele călduț. Lăsăm deoparte timp de 10-15 minute. Într-un bol, mixăm bine untul împreună cu zahărul și un praf de sare. Adăugăm oul, amestecul de drojdie, făina și frământăm un aluat omogen și neted. Acoperim bolul cu un prosot curat de bucătărie și lăsăm la loc cald, la dospit, timp de o oră. Ulterior, transferăm aluatul pe suprafața de lucru presărată ușor cu făină întindem la o grosime de aproximativ 0,5 cm cm și decupăm gogoșelele cu un pahar. Punem în mijlocul fiecăruia câte un pic de Nutella sau gem și lipim bine luatul. Formăm biluțe și le punem în hârtii de cot pentru brioșe. Punem pe o tavă. Acoperim cu un prosot de bucătărie și lăsăm la dospit timp de 30 de minute, la loc cald ungem cocoșile cu ou bătut și dăm tava la cuptorul preîncălzit la 200 de grade, pentru 10 minute. După coacere, pudrăm cu zahăr pudră. Savurați cu poftă! Poftă bună! Abonați-vă, apreciați și distribuiți!